tensiuni în interiorul coaliei PSD-ALDE, oamenii lui Tăriceanu se consideră teredai de PSD/surse. Coalia de guvernare PSD-ALDE scârâie pe la încheieturi, iar nervii sunt întinii la maxim. În ciuda faptului ce încearcă să ascund sub prenemulumirile, cei de la ALDE sunt tot mai nemulumii de modul în care sunt tratai de colegii de la PSD. Surse din ALDE ne-au explicat ce sunt mai multe teme majore despre care ei au ajuns să afle din presă. Am ajuns să aflăm din presă despre subiecte importante. L-am văzut pe Teodorovici cum anunța decizii despre pilonul 2, pe Dragnea cum anunța alte măsuri itota. Nu suntem de acord, ar fi trebuit să avem o comunicare solid, înainte de a ieși cu ele la presă, ne-au precizat surse din conducerea ALDE. De asemenea, cei de la ALDE se plâng că nu există o comunicare unitară la nivel public. Am ajuns ca în emisiuni TV omul de la ALDE și omul de la PSD să vorbească limbi diferite. Este jenant. Problema de comunicare este invocată la nivelul PSD. Social-democrații susțin ce ALDE nu, ea nu deschis nemulumirile, ea află despre acestea prin intermediul presei. În tot acest timp, OE din oficiala coaliei de guvernare nu a mai fost organizat de câteva săptămâni. Chiar dacă Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu se întâlnesc, o discuție pe teme punctuale nu a mai avut loc de mult. De altfel, nici între Dragnea și Tăriceanu relațiile nu mai sunt ca la început. Intenția lui Tăriceanu de a candida la prezidențiale și solicitarea de a fi candidat unic al coaliei a tulburat apele în interiorul PSD, dar și relația cu Liviu Dragnea. Din acest moment, orice declarație, orice pozie a lui Tăriceanu este privit de către cei din PSD drept o poziționare de prezidențiabilă, ceea ce dăunează relației din interiorul coaliei.